Bună ziua, prieteni ai fotbalului! Vă salutăm în această după-amiază de sâmbătă, 24 februarie, pe stadionul Home Arena din Chișinău, la meciul decisiv din cadrul Cupei Elitelor, competiție rezervată celor mai bune 4 academii de fotbal din țara noastră, care sunt alcătuite din jucători cu vârsta până la 19 ani. Start meciului de pe Home Arena dintre Academia de Fotbal Radu Rebeja și majoritatea jucătorilor, o mare parte dintre ei de la Academia de Fotbal Radu Rebeja, au devenit campioni și acum o primă acțiune pentru echipa. Foarte mult echilibru, nu prea vrea să riște nimeni, poate acum Bogdan Musteață scoate această minge pentru Alexandru Mardar, șutează și gol! 1-0 pentru Academia de Fotbal Radu Rebeja. Se bucur autorul golului, capitanul Alexandru Mardar, iată, care a găsit drum spre poarta lui Alessandro Burov și l-a învins pe acesta cu un șut la colțul scurt. 1-0 și la acest scor Academia de Fotbal Radu Rebeja urcă pe primul loc în clasament. Vom încerca să vă informăm în regim live care este situația din clasament. Însă situația se poate schimba. Și din nou o minge foarte bună la care ajunge gol! Bogdan Musteață ridică scorul la 2-0. Și din nou gol venit de pe partea dreaptă atacului echipei de fotbal Radu Rebeja. Din nou surprinsă defensiva Dacei Buicani și situația devine și mai dificilă pentru echipa Dacia Buicani. Revedem golul surprins și de această dată Alessandro Burov. Un șut la colțul scurt care trebuie să schimbe ceva. Atacul practic nu este prezent și încă o ratare incredibilă. Detaleze calitățile și să le șlefuiască și în competițiile de seniori. Iată fluierul de final al arbitrului Petru Ciorba, așadar Strestaru, înapoi până la Sosnovski, iată, pierde această minge, partea este goală și ce ratare a lui Nicolae Gumeni. Jocul poate continua. Spuneam despre faptul că mulți dintre ei evoluează la Național de Junior. Să vedem acum pe Nicolae Gumeni. Scoate această minge și apără Alessandro Burov. Bogdan Musteață să revină pe tabela de marcaj. Iată o nouă greșeală a defensivei chișinăuienilor. Să vedem pe Bogdan Musteață. Șutează, apără Alessandro Burov. Andrei Sosnovski. Varzaru la marginea careului, trece de Ghedrouțan, apare Sprânsean și se dă penalti. Iată, pot reveni în joc cei de la Dacia Buicani. Pătrunderea lui Viorel Varzaru, care a fost oprită neregulamentar. Revedem această fază, cât de bine s-a descurcat Varzaru. Artur Sprânsean. Varzaru, șut și apără Sokolov. Acesta a fost momentul decisiv al partidei. Din nou Sprânsean pe partea dreaptă. Este în careu față în față cu capitanul. Și iată ce paradă are Alessandro Burov. Din nou în fața golului cei de la... Va mai fi un cartonaș galben. Spiritele se încing, iată. O încăierare între jucătorii ambelor formații și nu este expus că vom avea și cartonașe roșii. Nu se pot liniști jucătorii celor două formații, o situație de conflict care nu face față. Cartonaș roșu. David șutează, respinge Andrei Sosnovski, revine mingea până la capitanul Academiei de Fotbal Radu Rebeja și gol! 3-0, Nicolae Gumeni încheie tabela în acest minut 50, deja. Victorie clară pentru Academia de Fotbal Radu Rebeja, care
devine câștigătoarea Cupei Elitelor. A fost un cartonaș galben și pentru portarul Alessandro Burov. Revedem golul, acțiunea și atât. Academia de fotbal Radu Reveja devine câștigătoarea Cupei Elitelor. Echipa pregătită de Valentin Munteanu, Pavel Sokolov, Cristian Gonța, Ovidiu David, Mihail Cojusea, Kiril Țap, Artur Sprânsean, Alexandru Mardar, Ștefan Mocanu, Bogdan Musteață, Nikita Zverichin, Cristian Ghedrouțan. Cupa pentru câștigarea Cupei Elitelor. Bucuria Academiei de Fotbal Arad Reveja, deținătoarea Cupei Elitelor, competiție rezervată juniorilor până la 19 ani.